Prima victimă a războiului dintre agamanii PSD și managerul companiei Apaserv pare a fi inginerul Cristian Buzdugan, șeful până acum al zonei operaționale est a companiei de apă și canal, al cărui post urmează a fi desființat de la 15 martie prin reorganizarea operatorului regional. Postul de la Roman este transformat în secție exploatare, pe care a fost desemnat Bogdan Curcudel, unul din apropiații primarului Dan Laurențiu Leoreanu, membru al PNL Roman. După modificarea organigramei, postul de șef zonă operațională nu mai există în organigrama nouă. Există un alt post, activitatea s-a micșorat prin partea de menționanță trecând la nivel regional și apare și postul de șef secție exploatare, pe care l-am numit pe domnul Curcudel, având în vedere că el a lucrat la unitatea de implementare proiecte și proiectul de pe Roman a fost terminat în termen și a fost implementat cu succes. Rămâne de văzut dacă AGA, preponderent social-democrată, convocată în regim de urgență pentru astăzi, 10 martie, la orele 14, îi va aproba noua organigramă propusă de managerul Cătălin Dughir, care pare a fi bătut palma cu PNL-ul, dispus să-l sprijine din umbră pe cel mai contestat director general al companiei, pe care PSD-ul îl amenință cu demiterea, așa cum a făcut și în cazul managerului de la Spitalul Județean, doctorul Ioan Lazăr. Cristian Buzdugan urmează a fi mutat la Piatra Neamț. Prin noua organigramă, Cătălin Dughir a ras tot ceea ce era PSD în compania de la Ioan Păcală la soția consilierului Radu Tudorel, funcționară în compania județeană de apă. Ciolaniada la Piatra Neamț este în plină desfășurare, războiul PSD-PNL pe ciozvârtele politice din societățile Consiliului Județean fiind pe viață și pe moarte, la faza care pe care. Consecințele le suportăm noi, consumatorii.